Bună ziua, bună ziua! Doamna Olga! Doamna Olga, la mulți ani! Doamna, mă întâlnesc! Haideți să-i cântăm mulți ani trăiască, doamne Olga! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, urmăritoarea mea fidelă. Foarte mult. Vă iubesc în primul rând, fetița. Mulțumesc. Tot puterea și tot dragostea. Nepuneți, m-am nepus eu. Așa. Despre asta cum vom vorbi, că v-am scris o poezie, doamna Olga, pentru dumneavoastră în special, iar mai întâi să vă ofer florile acestea. Unde sunt? Așa, după șervețele s-au dus. Pregătește, sărmana. Florile frumoase cu aplauze mari, mari, mari pentru doamna Olga, cel mai frumos buchet din Chișinău l-am adus aici, să vă cadonez cu drag. Așa, un tort frumos la masa de sărbătoare, vă rog așa să-i găsiți un loc și un coș frumos. Mi-a spus doamna care m-a ajutat că e greu tare cu fructe. Mulțumesc. Toate bunătățile aici. Puneți mâna și puneți al jos. Eu am să vă rog așa un pic de liniște, atenție, fiindcă am scris o poezie frumoasă pentru doamna Olga. E cam lungușoară, fiindcă și viața dumneavoastră. Așa, stați două zile să mă ascultați. Sper să aibă toți răbdare, fiindcă vă este dedicată cu mare, mare iubire, recunoștință pentru dumneavoastră, doamna Olga. Sunteți o femeie puternică, în primul rând, iubitoare, cu sufletul mare și meritați. Bunică dragă, ești deosebită, în primul rând pentru mine, fiindcă m-ai crescut de micuță, aveam mai puțin de un an când am rămas cu tine. Tata a plecat de lângă noi, iar mămica a fost nevoită să plece departe, să ieșim din nevoi, să-mi facem viitor, să mă vezi fericită. De atunci am rămas lângă tine, bunicuță, suflet blând și imens. Mulțumesc că m-ai educat atât de frumos pe mine, mulțumesc că m-ai înțeles. Ai investit în mine tot timpul tău, mi-ai dăruit atâta dragoste. Nu mi-ajung cuvinte să descriu bunătatea, susținerea și grija ta toată, atât pentru mine cât și pentru mama mea și fiul tău pe care l-ai adus pe lume. Împreună cu tine, bunică și bunelul drag, am învățat a scrie, a citi și toate lucrurile bune. Bunică, ești atât de puternică. Bunelul fiind invalid din nascare, ai luat toate grijile pe tine și pe mine să mă crești de micuță tare. Ai trecut peste toate greutățile cu brio, în toate, bunicuță, tu te-ai descurcat. Ești foarte bună gospodină, cu bunul simț, săritoare la nevoie pentru cel neajutorat. Grijulie, blândă, iubitoare și totodată optimistă. Ai fost mereu lângă mine protectoare, chiar dacă viața ta a fost pe locuri tristă. Tot timpul te-ai mândrit cu mine, m-ai susținut și m-ai încurajat. Mi-ai oferit tot ce e mai bun din lume. An de an, la școală tu m-ai îmbrăcat. Și toate lucrurile necesare, fără să jelești vreun bănuț, te-ai străduit atât de tare să nu-mi lipsească absolut nimic. S-am o copilărie fericită, o viață frumoasă, liniștită. Nu mi-ajung cuvinte potrivite să-ți mulțumesc pentru toate, bunică iubită. Pentru tot sprijinul acordat în toți acești ani ai vieții mele, pentru sfaturile bune ce mi-ai dat, pentru educație și pentru că m-ai ferit de rele, pentru bunătatea pe care ai manifestat-o pe parcursul vieții mele, dar și pentru băiatul tău, pentru fată, noi suntem cea mai mare avere. Atunci când mi-a fost cel mai greu, mi-ai fost alături, lacrimea m-ai șters, m-ai încurajat să merg înainte mereu și să devin omul de azi plin de succes. Ești cea mai deșteaptă bunică și străbunică, cu inima mare ca pâinea. Împarți la fiecare câte o bucățică din bunătatea ta, ajunge la toată lumea. De fiecare dată când venim acasă, ne întâmpini cu drag și zâmbetul pe față,
cu sufletul drag și brațele deschise și cu bucate cele mai gustoase. Îți suntem recunoscători pentru munca ta imensă, pe care o depui pentru noi. Ne este dor, bunicuță. Te iubim, te iubim, bunică, mămică și străbunică, enorm. Și bunică, străbunică încă nu, scuză. Sunt deja și străbunică, stați că eu... Așa, a, da, deci, gata, am înțeles. Deci, nepoată, bunică pentru Saida și ea deja are... Așa, din partea nepoatei Saida, nepotul lui Grigore, strănepoțică-i Zinaida, corect. Așa, aplauze, vă rog eu mult. Feciorul Vitalie, Nora Viorica, fiica Aleona, ginerele Munever, corect? Munever. Nepoților Melissa, Neila, Iasmina și Kerim. Toți am spus. Deci bogați sunteți. Așa, să vă fie toți sănătoși, încă o dată aplauze pentru copilași, nepoții, strănepoți. Strănepoții, așa. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, ați avut răbdare. Ca la școală, ca la grădiniți, cu mișiori toți ați stat. Vă mulțumesc din suflet. Acum dumneavoastră luați cuvânt, vă dau microfonul. Aveți și vocea tare, adică vă auziți și fără microfon, dar vă dau și microfon. Ce vreți să-i transmiteți? Ea este cu noi online? E că aș face greșul să nu rășesc la picioare. Dar nu trebuie, nu-i tare reci. E ca băiețel, bra. Știi ce vreau? Cum am vrut și eu când eram. Saida e aici cu noi? Saida o salutăm cu mare drag. Cred că mai sunt lângă ea așa. Noi mai sunt cineva, da? Transmiteți-i, vă rog, ce vreți să-i spuneți? Am o leagă de emoții. Așa. Ce vreau să-i spun? Doresc viață fericită, să fie în păcăciune între dânșă, să mă bucur de viața lor. Ai depus într-adevăr mult silință pentru sufletul lor. Cu dânșă mă culcam, cu dânșă mă sculam. Și vreau să spun, ca am o nepoată de aur, nu țin atât de mult la fiic sau la fecior ca la dânsa. Cred că când a venit vremea lui Lașul, mi-a despărțit tare gros de fie. Nu. Și am un genere cu minte, am un nepot credincios, frumos, alături de un mărui și de un bărbat frumos. Da. Care sunt înternic și puternic, da, și puternic. Și am un nor tare frumos și deșteaptă. Și mă mândresc cu dânsa și o rog în tătă ziua. Te rog, fă-mi un băiețel și să mă bucur de dâns cu un pic al mea și mamă. Natalia e un băiet, așa nici eu decât Natalia e băiet de un an. Și-a dat Dumnezeu și-a dat ce este băiet. Și trimit mult, mult sănătate, să-i păzească Dumnezeu de tătă rău. Și să bucuri de viață, cum mă bucur și eu de dâns. Le aștept acasă, iubesc. Nu știu ce să spun încă. Iubesc din suflet, fără dânsul viață noi. Și mulțumesc lui Dumnezeu, deși mi-a dat Domnul, când mă duce cu bărbatul meu, tot atât măsitam, atât mă întrebam, copiii mă tare sănătoși? Vezi cu foarte sănătoși, mă mândresc cu dânsul, cum v-ați luat de ei, să-i educați, mă bucur, mă mândresc cu dânsul. Toți trei, adică nu am crescut doi, dar ne-am crescut la trei. Și le dai Dumnezeu sănătate și la toată lumea și lor, ne bucurăm de viața lor. Spune aici, mulțumesc, sufletul. Spune lui Sava, te rog să duc să scoate de razie. Am. Mult sănătate, Said, la grijă, la Znica. Mult sănătate, la tens. Și doamna Marie, doresc mult, mult sănătate la copii, la familie. Sunt mândră și-s bucuroasă că a ajuns la noi acasă. Doamne, prima dată m-am s-a dus aici. Mă scot foarte, foarte tare, vă iubesc. Mă scot dimineața să mă duc la lucru și întâi prin internet și când mă uit, doamna Maria are o dea undeva o felicitare. O plecare. Păi nu, ascult, nu mă duc. Și azi. Vă iubesc din suflet, vă iubesc familia și vă mândresc, mă mândresc, sunteți puternici, frumoase, deșteaptă. Așa, mulțumesc foarte mult, aplauze! Toți în ziua mie, mulțumesc foarte, foarte mult. Prima dedicație muzicală pentru cea mai iubită mamă, bunică, străbunică, mă închin în fața mea, fața ta, dragă mamă. Melodia de Mariana Mihaila răsună acum pentru dumneavoastră și vreau să vă rog să vă dăm așa să aplaudați frumos, pentru că doamna
Olga astăzi merită cele mai frumoase aplauze, cele mai frumoase cântece, cele mai frumoase melodii. Așa, așa. Așa, așa, să te trăiască mulți ani, doamna Olga, sănătoasă, împlinită, fericită și să îi pășească pragul cât mai repede copiii și nevoții acasă. Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiește în al meu vânt, cea mai sfântă viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig, vreau să-mi știi durerea mea, Alina bunica. Și o șampanie. Așa, bine, să ajungă la toți precis. Iar dacă vă dați seama cine m-a adus la dumneavoastră în casă? Medică neamurile noastre. Neamurile? Dar cine mai lipsește de acasă? Feciorașul lipsește. Andrian, să știți că... Da, el m-a rugat să vin la dumneavoastră, să vin să vă felicit și să vă dedic o poezie care am scris-o cu mare drag pentru dumneavoastră, pentru cea mai iubită mamă, scumpă, dragă și mult, mult, mult stimată. Ai avut un destin greu, mămică. Ai lucrat și la fermă și în colhoz. Cum era pe timpuri, sărmănică, te-ai chinuit cum se chinuiau pe atunci toți. Ai cântat și pe scenă la clubul în sat. Doar așa
O gură de aur, aer mai trăgeai, fiindcă de la atât a lucrat, complet de tine, mamă, uitai. Ați muncit să construiți o casă, tot îndoi ați săpat o fântână, ați sădit copaci, ați dat viață unui băiat care de tânăr este plecat în lumea mare și ne vedem atât de rar. Îmi dorul foarte tare, iartă-mă că n-am venit de ziua ta iar. Mama, astăzi soarele a strălucit cu drag pentru tine, ești darul meu deosebit. Iar ziua ta, de ziua ta cadoul meu în așa formă vine. Îți transmit cele mai calde cuvinte, plăcute sufletului tău, zâmbește, ești deosebită, vreau să te văd fericită mereu. Îți dorim tot ce e mai bun din lume, ochii să-ți strălucească de bucurie. Meriți tot ce e mai frumos, puternică, să ai întotdeauna răbdare, cu încercările vieții să fii splendidă ca o floare. Toate cuvintele din lume nu sunt suficiente pentru a descrie dragostea enormă ce simt pentru tine, măicuță sfântă. Dumnezeu să-ți dea sănătate infinită, dragoste reciprocă și multe bucurii, să fii tot timpul împlinită și liniștită, important să fii. Să-ți se îndeplinească toate visele, să ai o viață lungă, fericită și păstrează în amintire toate clipele, cum te simți ca azi deosebită. În această zi minunată am ocazia să-ți mai spun o dată cât de mult te iubesc, măicuță dragă, cât de mult îmi este dor de tine, mamă scumpă. Știu că nici ție nu-ți ești ușor să ne despart așa distanță lungă, dar îți doresc tot binele din lume, zi de zi să te înconjoare fericirea, sănătate, mamă, gânduri bune. Îți transmit toată iubirea. Din partea fiului Ion, din depărtare, vă rog mult aplauze, susțineți-o. Și pe doamna Zinaida, și pe Ion, care nu știu dacă este online cu noi. Este, haideți să-l vedem și pe dânsul. Ion, bună seara! Bună seara, domnul Ion! Așa, două cuvinte pentru mamica, vrem să auzăm și noi. Bătă. Lasă că e bine așa, e bine. Tu ne vezi? Cuvinte de firma la principalele care vor telefonul a fost de viață, de mai pusă în modă, de sănătate, bucurie și răbdare. Pe grabă ne-am vedea. Mulțumesc, Ionel, mulțumesc. Așa, eu mă bucur tare mult să vă văd pe dumneavoastră. Nu mă bucuri. Așa, așa. Și să vă întâlniți mai repede. Da, mai des. Mai des. Așa, cât mai repede, Ion, să poți veni, să vii acasă, pentru că mama te așteaptă. Și tata, unii tata. Ia ca tata, o dai glas, tata. Hai, treci lângă doamna Zinaida, fiindcă, știți, așa mi-a spus, îndoi ați construit o casă, îndoi ați săpat o fântână, îndoi ați făcut un băiat, ați sădit pomi, totul îndoi a fost. Poate și dumneavoastră două cuvinte, felicitări la microfon. Și că nu care mai ești, și mai tare de dânsă. Nu se odihnește nici la bătrâneță, așa? Am din tinerețe până acum. Așa e, dacă s-a obișnuit cu asta, greu să dezvață. Dacă așa e inima, așa e viața ei, boa și una și altă, așa. De-aia mă duce și așa cum ești Dumnezeu. Eu vă doresc putere în continuare, doamna Zinaida, nu să... Doamne, eu nu știu câți ani aveți, nu i-am spus nimeni că e secret, dar arătați tare bine. Important că stați... 76. Iată așa, 76, mulți ani înainte arătați așa înaltă, frumoasă, mă refer dreaptă, brzoaie, dreaptă, slăbuță, cu figură. E ca așa, exemplu pentru noi. Doamna Zinaida, vă ofer acum cuvânt dumneavoastră. Ce vreți să-i transmiteți fiului care ne urmărește și... La tatăl meu. Eu îi doresc mult sănătate. Dumnezeu să-i fie în pază, unii să duce. Să ne gându a eu și a lui Vasea numai la dânsul. Tătă nădejde am pe dânsul, că atâta fiu am și atâta bucurie am în suflet și în inimă. Și îl aștept cât mai repede să ne întâlnim. Și ne întâlnim și ne vedem cât mai repede și Dumnezeu să-i fie în pază și să-l păzească de tăi ceilalți, pe dânsul și pe soție și pe
Piciorul lui și ei parte, fiecare război, mă zic. Așa. Ai grijă de tine, de mătați, și mai puțin să lucrezi cum a spus tata. Mai mult se odihnești, că de-amu ești... De-amu, mami, am pus tătul pe mânt, tomul de-amu, mui mei. Așteaptă, stai, ploaia să înceapă. Că v-am mult prăcit. Nu poate să lucrurile nu se termină. Cartofii sunt frumoase. Așa, așa. Trei cartofi de cartofi. Și burianu crește. Burianu cu tătul. Da, și ne-au cu nimeni. Așa, bravo. Vă mulțumesc frumos, doamna Zmaida. Vreau să vă cânt acum prima dedicație muzicală care... Cum ați spus și dumneavoastră despre pace și despre mama și tata care așteaptă. O melodie frumoasă, un pic e așa de ascultare, după asta vă fac și de veselie, dar mai întâi așa una un pic de jale. Dar e tare frumoasă, cu lugul păcii. Pentru doamna Zinaida, mama care așteaptă și pentru domnul Constantin, așa? Domnul Vasile, scuzați-mă, domnul Vasile care tot așteaptă băiatul acasă. S-a deschis fereastra ca o rană veche, mama ne așteaptă nopți întregi de veche, să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă. Așezați grămadă, să devim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă. Așezați grămadă pe deasupra porții. Хоры, поки, фащим, аниш. Вринц, шпюрма, в пахарелу жукам амасу.